Vineri 19 mai, Fundația Culturală Euroar și Filarmonica de Stat din Ulipati, Satu Mare, vă invită la cele 8 anotimpuri. Pe acorduri de Vivaldi și Piazzolla, pe scenă vor urca solistul Vlad Răceu și dirijorul Tiberiu Soare. Două cicluri de anotimpuri celebre, Antonio Vivaldi în stil baroc, apoi Astor Piazzolla în stil de tango argentinian. Două lucrări superbe, două invitații de a medita la trecerea anotimpurilor, a vârstelor anului și de ce nu ale vieții. Împreună cu dirijorul Tiberiu Soare și Filarmonica de Stat din Ulipati, Satu Mare, vă vom purta într-o călătorie fascinantă, de la baroc la contemporan, de la primăvară la iarnă, de la Antonio Vivaldi la Astor Piazzolla. Muzica a existat dintotdeauna și până la urmă nu a depins nici de est cât nici de vest, doar era acolo. Doar era creată și înregistrată drept limbaj al emoției și concept al vieții. Exact aici, în acest moment și nu în definirea sa palpabilă, Vivaldi îl întâlnește pe Piazzolla. Această întrevedere nu are scopul de a fi o încrucișare propriu-zisă, ci dialogul între două genii ce ignoră delimitarea timpului ori încadrarea geografică și se dedică valorilor esenței, se arată în prezentarea evenimentului.